Vom începe cu doamna, deci această lectură publică va începe cu doamna Maria Vitcal. Am să rog pe domnul Ion Machidon, care a recomandat cartea și pentru publicare. Este, nici am scris că domnul Ion Machidon este scriitor pe afiș, pentru că... Este nu, și editor. Dar mie mi s-a părut că numele dânsului este atât de cunoscut încât nu mai are nevoie de această recomandare. Deși trebuie să recunosc că atunci când predau studenților mei la comunicare, prezentare, spun niciodată să nu credeți că toată lumea știe tot, spuneți întotdeauna cine sunteți, da? De aceea și eu acum fac datoria și vă spun că dânsul este editor și scriitor, este conducător de Cenaclu, este o persoană extrem de implicată în tot ceea ce înseamnă cultura contemporană. Domnul Ion Machidon. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc că dumneavoastră, cei care ați venit să ne ascultați proiectele noastre pe care le avem să le înfăptuim și să le demarăm totodată. Și mulțumesc în mod deosebit pentru că iată că Dumnezeu a vrut să fiu pentru a doua oară în orașul Slobozia. Pentru prima dată, și nu am zis că și bine am făcut la vremea respectivă, că nu mai trec pe aici. Cred că aș fi făcut o mare greșeală. Iată că Dumnezeu a vrut ca astăzi să fiu prezent la Slobozia pentru a doua oară la invitația acestor distinse doamne și a fundației pe care astăzi are și realizează un proiect și un program atât de important prin faptul că s-a gândit ca în Comuna Ion Roată să doneze cărți să vină și cu mobilierul respectiv atât cât este. Și a remarcat foarte bine doamna, s-a spus foarte bine, că atât sunt fondurile. Prin urmare, astăzi am venit cu toată bucuria mea de la Giurgiu, plecat de dimineață, în mod special pentru a susține nu doar pe doamna Maria Vitcal, ci întreaga activitate de astăzi. Atât cât am putut să mă informez și atât cât am putut să iau cunoștință de ceea ce astăzi se va întâmpla în cursul acestei zile. Dar dați-mi voie să vă spun că am rămas profund impresionat în urmă cu foarte mulți ani, când am fost invitat la această bibliotecă de un distins coleg de breaslă, unul dintre cei mai importanți, nu zic mari, haijin a acestei țări, este vorba de Șerban Codriu. Pentru că nu putem să vorbim despre poezia românească, contemporană, poezia sau literatura postdecembristă, până ce nu trebuie să facem puțină istorie literară. Iar istoria literară pornește prin faptul că în acești 30 de ani s-a tipărit enorm de mult cărți de poezie, proză, teatru, critică literară, mai puțin teatru. Dar dacă e să facem sau să privim cu sinceritate și cu, cum să zic, cu pertinență tot arealul nostru literar privind literatura de haiku, genul de haiku, Șerban Codrin, în opinia mea, de la Slobozia, Ioan Găbodeanu, de la Târgu Mureș și din București, Vasile Moldovan. Acești, deci perioada aceasta de tranziție a lăsat până în momentul de față în urmă trei mari haijini pentru care trebuie să îi citim și să luăm aminte la ceea ce au scris. Prin urmare, la vremea aceea am fost invitat cu unul din cei mari poeții noștri, Radu Cârneci, și cu un scap în urmă că s-a prăpădit Vasile Smărăndescu? Nu, altă. Vasile Smărăndescu, cei care au plecat dintre noi și mă bucur că vă revăd. Astăzi vorbesc despre o carte, despre o plachetă de poezii a doamnei Maria Vitcal pe care o vedeți în fața dumneavoastră. Incandescența clipei de sub timp. Dragii mei, am citit și citesc și urmăresc fenomenul literar atât cât îmi permite și mie timpul. Și am discutat
cu zeci, cu sute de autori, să nu zic cu mii. Dar vreau să vă spun că pe majoritatea i-am auzit răudându-se, domnule, eu am publicat 30 de titluri de carte, am publicat 50, am publicat 20 și cu, la vârste destul de apreciabile. Doamna Maria Fical, iată că debutează la Amur Sentimental cu o brachetă de circa 60 de pagini de poezie. Ceea ce trebuie să facem o analiză corectă și concretă privind poezia pe care domnia sa o cultivă și pe care astăzi probabil care să ne citească distința noastră colegă Doina Ghițescu și chiar autorul, să vedeți ce poezie scrie. Pentru că în nebunia și în goana de a fi cât se poate de modern și a folosit cele mai triviale cuvinte pentru a te impune colegilor la care te adresezi cu poezia ta și anumitor categorii de cititori, doamna Maria Fical, iată că vine în peisajul nostru poetic cu o poezie extrem de duioasă, extrem de sinceră, extrem de cantabilă. Doamna Maria Fical trăiește prin poezie exact așa cum trăiește, să zic, albina în floarea de măr. Pentru că Dumnezeu nu caută să epateze, nu caută să exacerbeze și nu caută ca să păcălească cititorul cu fel și fel de metafore care, dacă le analizăm în profunzime, vedem că nu spune absolut nimic sau aproape nimic. Pe când asemenea poezie în care muzicalitatea, în care sinceritatea metaforei, sinceritatea cuvântului pe care le-au pus pe hârtie, doamna Maria Fical, eu pot numi una dintre cele mai frumoase voci ale noastre, și așa cum am poetice, și așa cum am scris în prefața, care eu nu prea scriu prefețe la cărți, deși am publicat în peste 1000 de autori, nu știu dacă 50 sau 100 din aceștia au beneficiat de cuvântul meu sau de plăcerea mea, doamna Maria Fical, așa cum a scris în cuvântul meu și pe ultima coperță se poate vedea, citindu-i poezia, o auzi parcă șoptind la ureche pe una dintre cele mai frumoase voci poetice din perioada interbelică, Magda Isaunus, care știți cu toții cum s-a propădit și de ce s-a propădit. Deci Maria Fical trebuie privită nu ca un fenomen literar, nu trebuie privită ca, eu știu, ca o explozie în poezia noastră actuală, ci trebuie privită ca o fire ponderată, o poetă care știe ce vrea atunci când se așează la masa de lucru, ba mai mult, știe să transmită lumina sufletului din domnia, lumina sufletului ei, îmi permiteți, pentru a te face să te simți într-adevăr un cititor bun și să te atragă pentru carte. Că degeaba o carte o duci în bibliotecă, cum voi primi astăzi de la colegii mei, sunt sigur, și care le citesc într-un timp extraordinar de scurt, vreau să vă spun că atunci, asemenea stil de carte, asemenea poezie, nu are cum să te lase indiferent, nu are cum să te lase nepăsător la lectură. Ceea ce poezia domniei sale se adresează nu doar... Vedeți că sunt mai multe categorii de cititori. Cititori care obișnuiți cu termeni academici, care crescuți, cultivați pe băncile facultății, dar sunt și cititori obișnuiți care vin de la plug, de la sapă, să nu râdeți, dar care scriu poezie frumoasă și care citesc poezie. Deci doamna Maria Fical, prin duhul său poetic, pentru că prin marea majoritate a poeziilor sale se simte o bunătate și o împlinire a eu-lui său privind divinitatea, ceea ce este foarte important, ceea ce trebuie să luăm bun, mesajul pe care doamna, prin poeziile domniei sale, ni-l transmite. Lumina din suflet pe care trebuie să o îmbrățișăm și să ne bucurăm, precum astăzi, în clipa de față, soarele deasupra sloboziei, uite că a apărut. Și a apărut pentru că, sunt sigur că aici, la comitetul din față, doamna director, dumneavoastră și toată lumea de aici, vibrăm. Eu simt, nu sunt cu paranormalul, dar simt energiile benefice care într-adevăr ne vor trezi. Ne vor trezi la bunătate, la înțelepciune și la dragoste față de carte.
Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat. Cei care știți, pe timpuri, 90-95, cei care știți, poate ați auzit sau mai există, nu există, chiar sunt curios, era un tânăr Berceanu ceva, un tânăr, în perioada 95, poate trebuie Berceanu, cam așa ceva. A trebuit Berceanu, da. Era un tânăr pe vremea aceea, nu știu dacă a mai progresat sau ce o fi, nu mai știu, dar mă bucur pentru că l-am debutat în urmă cu vreo, hai să zic, 97, cât o fi de atunci, 20 ani. 20 ani. 20. Eu închei spunându-mă că m-am bucurat să fiu prezent, la dumneavoastră. M-am bucurat și mă bucur că am scris și despre unii colegi pe care nu i-am cunoscut din arealul Iarumițean și mă bucur totodată că ați avut bunătatea de a mă asculta. Și am ascultat vorbind live. Pentru că vă spun o noutate pentru noastră, eu fac alergii la microfoane. Doamne ajută și să proiectele pe care fundația doamnelor respective să aibă succes și închei, pentru că un domn, Dumnezeu să-l odinească, nu mai trăiește, din Brad, tot ce a aflat la vremea respectivă, a adunat că se scrie despre Mihai Eminescu. Și era foarte îngrijorat, cred că avea 20.000 de volume numai despre Eminescu. Și eu am trimis că a aflat, am editat niște cărți și le-am trimis și era foarte îngrijorat că nu avea cui să-i predea ceea ce a muncit și a agonisit în biblioteca respectivă o viață de om. Vreau să vă spun că e bine, sunt prost plătit bibliotecare, dar trebuie, adică să aibă dragoste față de carte. Și vreau ca proiectul și cărțile pe care astăzi doamna le donează sau doamnele le donează să fie citite. Spuneam că mulțumim domnului Maicuvânt pentru cuvintele frumoase și pentru sugestii.